Față în față cu Marius Cocoș. Partea finală a ediției de astăzi, Față în față, invitat așadar deputatul PNL Bogdan Gheorghiu, membru în biroul executiv. Care sunt cele două excepții? Am luat o decizie în biroul permanent județean, votată în unanimitate, să mergem în continuare cu primarii în funcție și în același timp parlamentarii în funcție să meargă în formula, în ordinea precedentă, respectiv cap de listă la Senat fostul ministru Daniel Cadariu, iar la Camera Deputaților cap de listă Ioan Bălan, urmat de Angelica Fădu și Bogdan Gheorghiu, adică subsemnatul. Așadar, și această decizie a fost votată în unanimitate, că atât primarii în funcție cât și parlamentarii în funcție să-și... Asta a fost o decizie gândită de președintele nostru, pe care am îmbrățișat-o cu toții, în ideea de a ne fixa deja obiective, de a fi în tranșee și de a ne mobiliza, pentru că și incertitudinea sau nesiguranța este o frână în ceea ce înseamnă mobilizare și o muncă. Da, o muncă aplicată, domnule, ne-am așezat la drum, nu știe fiecare treaba, știe poziția și atunci trebuie să luptăm pentru un rezultat cât mai bun. Avem două excepții. La Vatra Dornei, unde domnul Boncheș nu-și mai dorește să continue din motive de sănătate, vom merge acolo cu domnul viceprimar, care stă extrem de bine în domnul Răpan, care stă extrem de bine în sondaje, are o intenție de vot undeva peste 50% din ce știu. Și la Șchea, din ce știu, domnul Andriciuc nu și-ar mai dori să continue. Nu știu dacă e chiar 100%, dar cam astea sunt informațiile mele, că domnul Andriciuc ar vrea să se retragă la Vatră, pentru că și dânsul a fost militar, a fost în Garda Națională a României și inclusiv a dat mâna cu președintele Bush când a vizitat România, era atunci în Garda de Onoare care l-a întâmpinat. Și din ce știu, domnul Anticiuc își dorește să se retragă și acolo noi deja avem în vedere un candidat, dar nu e treaba mea să-l anunț, acolo e alt coordonator de zonă și va fi anunțat la momentul potrivit. Spuneți-mi, vă rog frumos, trecem așa, ne întoarcem pe zona politică, că mă interesează foarte mult imediat, dar având în vedere că aveți calitate de parlamentar pe circumscripție electorală 35, deci Fălticeniu, da? Care e situația? Care e stadiul cu șoseaua de centură? Circumscripția e pe tot județul. E pe tot județul. Că așa 35 e pe tot județul? Da, dar suntem cum... 35 pentru că e în ordine alfabetică. Am înțeles. S-ul de la Suceava. Da, ok. Da. Spuneți-mi, vă rog frumos, pe Fălticeni, șoseaua de centură, ce mai știți de ea? Că în momentul în care se mișcă ceva pe acolo, îmi apar tot felul de informații. Mamă, ce am făcut? Am scos, dar în momentul de față e o liniște din păcate, asurzitoare. Fălticeniu a ratat o șansă enormă, 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 când șoseaua de centură a fost proiectată, licitată, finanțată. Nu, finanțată și urma să fie licitată. Era prima centură care se făcea înaintea Sucevei. Și la vremea respectivă se candida pe vot uninominal și premierul de atunci, Victor Ponta, era candidat la Gorj. Și pentru a puncta electoral, a luat finanțarea cu tot, cu proiectul cu tot, de la Fălticeni și a mutat-o la Târgu Jiu. Ăla a fost, cum să vă spun, momentul cel mai apropiat de realizarea obiectivului. S-a ratat la Mustață. Și asta vă poate povesti cu mai multe detalii și domnul Tofan, care era primar atunci, a fost o mare supărare pentru noi. Dar PSD-ul, până la urmă, trebuie să fie corect, să-și asume că a mutat centura Fălticenului, adică chiar dacă domnul Stan are o afacere prosperă în inima Fălticenului, mai bine zis la intrarea în Fălticeni dinspre Spătărești, nu a fost capabil să împiedice această mutare a finanțării centurii de la Fălticeni la Târgu Jiu. Este un lucru public, ce spun eu, nu e un secret, nu e vreo exagerare aici, se poate verifica. Da, asta cu câți ani se întâmplă? Cu trei rânduri de alegeri, nu? Cam așa, cred că în jur de 15. Când era Victor Ponta premier, da, nici n-a fost așa mult timp. Din păcate, asta a fost atunci și acum sigur că trebuie reluate toate aceste demersuri
Sunt mai avansate alte proiecte, cum e Gura Humorului, o altă centură extrem de necesară. Dar avem nevoie de centură. Unde nu avem nevoie? Și la Câmpul Lung, și la Vatra, peste tot e nevoie de... Da, vedeți dumneavoastră, drama pe care o are Fălticeniu e una dintre cele mai... Pe aici trece tot traficul rutier. Asta era exact drama pe care o avea și Rădăuțul, știu foarte bine, că oamenii se plângeau efectiv că le crapă pe E 80. Bun, acolo erau autocamioanele care mergeau la fabricile respective. E 85 și acum în condițiile cu nenorocitul ăsta de război din Ucraina. Tot ce înseamnă camioane care trec prin mijlocul Fălticeniului, adică prin mijlocul Rădăuțului, nu treceau acele camioane. Toate aceste camioane de care vorbesc. Da. Este o realitate, nu vorbim doar de poluarea dată de noxe sau poluarea sonoră, vorbim și de structură care vă spuneam profund afectată. Da. Dar nici nu am informații că proiectul ar fi suficient de în față la finanțare ca să putem vorbi de o centură. Nu, e proiect, dar fără finanțare. Din anul ăsta sau anul viitor. Vreau să fiu foarte realist. Dar Ministerul Transporturilor la un moment dat va trebui să rezolve și problema centurii Fălticeni. Nici nu e normal. Ar trebui de la Suceava la București să nu se treacă prin localități. Așa au fost gândite drumurile în alte țări, inclusiv în Republica Moldova, dacă ați fost. Da, la noi, din păcate, s-a pus asfalt pe vechile drumuri pentru căruțe și ne-am trezit că l-am făcut drum european. Și de-aia, nu că trece prin localități, prin inima fiecărei localități, ați văzut și la Adjud, și dar în unele părți s-a rezolvat, cum e cazul Bacăului, că în momentul în care mergi la București-Bacău, îți mânca minim jumătate de oră, acum s-a rezolvat. La ora la care mergeam eu și o oră. Da, s-a rezolvat prin scoaterea în circulație a acelei bucăți din A7 care joacă rolul de centură. Oricum, când va veni A7-le, care cu siguranță va fi gata înaintea centurii de la Fălticeni, pentru că vorbim de maturitatea proiectelor, eu, vedeți, sunt sincer, sunt realist, nu vin aici să vând gogoși cum fac alții, care aș spune că, nu știu, se duce cu garata cu mortar și mâine pune, face centura la Fălticeni. Mai ales că o centură la Fălticeni presupune multe viaducte, e o zonă destul de un teren... De acum depinde pe care proiect se merge, dar evident cel care a fost la bun început, cel din urmă cu 15 ani, e cam proiectul pe care cu unele mici modificări stânga-dreapta s-ar merge. Da, dar eu cred și oricum că... ține vreo 6 localități pe acolo ar trece. Da, păi Rădășeni în primul rând, nu? Buneștiu, pe partea aceea spuneți, nu? Da. Da. Bun, acum revenind la discuție, eu repet, cu siguranță până va fi gata centura Fălticeniului, va fi gata A7, ceea ce va rezolva parte din 70%, 80%, dacă nu 80%, pentru că mai cine va avea strict treabă în Fălticeni va mai trece pe acolo cu tirul sau acolo. Sau cine se rătăcește. Da, nu, adică după aia clar da, lucrurile se vor bunătăți. Din vamă va pleca pe A7. Deci șansa Fălticenului va fi A7-le și nu centura pe care eu ca și proiect nu sunt eu ministru transporturilor ca să vorbesc în locul domnului Grindeanu. Știți, apropo de asta, eu nu văd realizabilă în următorii 2-3 ani. La precedenta întâlnire, lăudați sau apreciați atitudinea lui Nicolae Ciucă atunci când era premier și când nu răspundea provocărilor venite din partea PSD-ului, în mod special. Și lucrul ăsta atunci îmi spuneați, domnule, uitați-vă, genul ăsta de atitudine ne ține bine și în sondaje. Da. Acum, s-a schimbat puțin situația. Da. Deci nu mai e PNL-ul prima vioară, e vioara a doua în această coaliție. Premierul este la PSD, dar văd că în continuare atitudinea PNL-ului este una nu foarte combativă vis-a-vis de partenerii de guvernare. Nu mai înțeleg, credeți că sau e lucru care dă speranțe uitându-vă și pe măsurători că e atitudinea corectă? Da, până acum v-am spus că sondajele sunt departe de imaginea prăpăstioasă pe care încercau unii să o inducă vis-a-vis de PNL, nu e așa. Într-adevăr, te uziți la guvernare, adică dacă ne uităm că noi
Am luat la ultimele alegeri parlamentare 25%, că atât am luat în 2020 pe plan național. Gândiți-vă că noi deja la alegerea aia, noi la europarlamentare am fost mai sus, dar după aceea a venit guvernarea pe timp de pandemie, a venit după aceea situația economică care a trebuit gestionată post-pandemie și lucrurile astea sigur că duc la o erodare, indiferent cum te numești. Dar totuși PNL-ul s-a stabilizat și știți de ce? Pentru că a fost sincer cu electoratul și există într-adevăr o categorie de electorat care vrea să fie păcălit. Eu personal am auzit o doamnă undeva, eram la piață, care zic, măcar aia promit. Nu știu dacă o să țin de cuvânt sau nu, sau promit. Ei, ăsta e genul de electorat pe care PNL-ul nu-l va accesa pentru că nu face parte din strategia noastră de structură. Da, exact. Și în momentul în care noi ne-am dus foarte mult pe investiții, încă de pe vremea guvernului Orban și continuând în toate guvernările, și investiția înseamnă un motor economic. Înseamnă, sigur că trebuie să avem grijă și de bugetari și de pensionari, dar cu cât întărește economia, cu atât bugetarii vor trăi și ei mai bine. Dar când tu rupi de la investiții pentru a arunca direct în coșul de pensii sau în coșul pentru bugetari, te vei îndatora și mai tare pentru că gripezi motorul economic. Ori, de aceea lumea a înțeles strategia pe termen mediu a PNL-ului și de aceea avem un electorat stabil, pentru că noi vrem o viață mai bună pentru toată lumea. Trebuie să trăiască bine și pensionarul, dar și muncitorul din construcții. Dar când statul se comportă ca un partener neserios și nu plătește facturile la timp firmelor, n-au desfărit oamenii aia de pe șantiere? Nu trebuie și să-și ia salariile, adică haideți să avem grijă de întreaga societate în ansamblu ei, nu să ne ducem șmecherește, țintit pe niște segmente, gen pensionari, că știm că sunt disciplinați la vot și câștigăm procente. Haideți să avem grijă de țară, de întreaga societate. Și atunci, sigur că... Aici, întrebarea e, care ar fi linia roșie peste care nu trece PNL-ul la capitolul ăsta? Pentru că au fost discuții, au fost asta cu pensiile, abia ce s-a potolit și încă nu s-a potolit. Nu, s-a potolit, asta gata. Asta cu cash-ul. Da, s-a potolit, bine, bifăm ca potolită. Deci s-au găsit banii... Păi, deja, vă anunț în premieră, mai devreme ne-a scris pe grupul Camerei Deputaților, luni va intra la vot în Camera Deputaților legea și va fi trimisă după aia către momentul oficial. Deci va fi dezbătută și votată luni. Deja la Senat a trecut. Nu, pentru că s-a agreat în coaliție o formă finală. Ideea era să se găsească formula prin care să mărim pensiile fără a colapsa partea bugetară. Pentru că noi am mai văzut filmul ăsta în care unii băieți deștepți de care pomeneam mai devreme, spune, lasă-mă firmele că ei pot să aștepte și dăm bani acum în an electoral, băgăm bani în pensii, că după aia vedem noi cum o face și după noi potopul. Ori asta nu înseamnă guvernare serioasă. Și s-a găsit o formulă, PNL-ul, gândiți-vă că PNL-ul a susținut, a mărit pensiile de când a preluat guvernarea în 2019, da, guvernul din care am făcut și eu parte, până astăzi, la momentul în care discutăm, cu 37%. Deci noi le-am mărit, doar noi liberali le-am mărit cu 40% până acum. Acum, sigur că au simțit colegii din PSD nevoia să puncteze și ei la capitolul ăsta, după ce noi le-am mărit noi cu 40%. Luați că sunt trei etape de mărire, care însumează 37% din 2019 până azi. La fel am pățit cu ei cu alocațiile. Noi am avut o inițiativă, un amendament pentru dublarea alocației și la 3 luni după ei au venit cu dublarea dublării. În momentul în care noi ne-au pus în postura să spunem, domnule, nu se poate, că e greu de dus la... Adică astea sunt șmecherii, nu sunt lucruri serioase. Ori, după ce s-au așezat la masă și s-a discutat cu cifre în față, a fost o discuție în coaliție, a ieșit fum și la sfârșit a ieșit și fumul alb, și s-a ajuns la o soluție agreată de toată lumea, care a și fost deja a ajuns în Parlament, a trecut de Senat și merge la Camera Decizională, care e Camera Deputaților, luni va deveni legea pensiilor. Cu contribuția egală a PNL-ului. Aia cu cash-ul cum a fost? A știut sau nu a știut PNL-ul? Cu limita la cash. Păi nu, limita la cash a fost o chestiune pe care și-a asumat-o public, ați văzut că a ținut-o în brațe cu îndărătnicie, putem spune, domnul premier Ciolacu. Și după aceea tot dânsul a făcut un pas înapoi, dar l-am văzut foarte decis să limiteze tranzacțiile cash, spunând că asta va pune capăt evaziunii fiscale.
Ori asta este o gogomanie din punctul meu de vedere și a colegilor de partid, pentru că noi avem problema cu digitalizarea ANAF-ului. Aia e marea gaură. Gândiți-vă, cea mai sigură taxă inventată este TVA-ul. Noi avem cea mai proastă colectare în Uniunea Europeană pe TVA. Deci cum să ai cea mai proastă colectare pe TVA, care e cea mai sigură și cel mai ușor de colectat taxă? Înseamnă că defecțiunea nu e la oamenii care fac, nu e în rândul populației, defecțiunea e în sistem. De ce ANAF-ul se opune cu îndărătnicie să fie digitalizat? Pentru că sunt conștienți că acest lucru ar elimina niște chestiuni misterioase din punctul nostru de vedere a celor care nu facem parte din sistem, dar acolo e buba. Și vedeți, se vorbește despre asta, dar nu se întâmplă. Digitalizăm orice, numai ANAF-ul nu. Dar abia când va fi ANAF-ul digitalizat, veți vedea încasări la buget cu minim 30% mai mari. Dar asta, că să limitezi omul, păi banul e proprietatea omului, de ce să-l obligi să meargă la bancomat? Sunt mici comercianți care sunt, cum să vă spun eu, împovărați de comisioane, că și băncile nu lucrează cu măsuri egale. Cu mari retaileri merg cu comisioane foarte mici, care câteodată tind spre zero, iar la ăsta mic săracul, eu știu eu un om care are un mic magazin, care spune, bine, plătiți cum vreți dumneavoastră, dar știți, la card mie mi-a comision și mi-a, nu știu, 3%. Sau... Adică le iau comisioane mari. Poate și aici ar trebui să gândim o lege care, domnule, să fie o abordare unitară între mici întreprinzători și cei mari, pentru că asta se întâmplă întotdeauna. Cei mari își negociază alt tip de pachete și asta cu cash-ul pentru mulți reprezintă o modalitate de a-și proteja munca. Dar sunteți de acord cu mine că genul acesta de mai cash, mai, spre exemplu, acum sunt proteste la AJFM, la DSP, la Direcția de Sănătate Publică, am impresia că nu, la Casa de Asigurări de Sănătate s-a închis subiectul. Dar spuneam, mai un protest aici, mai o pensie, mai un cash, mai un, toate pierd cele două partide care se află la guvernare, pierd din procente. Și câștigă alții. Da, din păcate... Nu, adică, știu. Practic e pe mâna voastră, ca să spunem așa. Da, nu știu ce fac colegii de la PSD, că toți liderii de sindicat sunt PSD, doar știți lucrul ăsta, că unii au fost în PSD, s-au întors în sindicat, alții au plecat din sindicat, nu s-au mai întors în PSD, dar se știe că, cu mici excepții, liderii de sindicat, Miron Mitra n-a venit de la sindicat, da. Domnul Coarnă n-a plecat de la sindicat și a fost pe listele PSD și exemple pot continua cu multe. Acolo și în general, sindicatele, știți că săceaștii de trezea, se activau de obicei când nu era PSD-ul la guvernare și creau. Acum, cred că undeva PSD-ul a scăpat din mână această relație pe care o aveau cu sindicatele, pentru că, cum spune și dumneavoastră, toată lumea are de pierdut, că dacă ne uităm la casă, spui, domnule, la casa de asigurări e un liberal și poate au vrut să ne caroteze pe noi. Dar dacă spuneți că, eu nu știam de asta cu AJFM-ul, acolo e un minister al PSD-ului, da, și atunci e clar că undeva relația lor cu sindicatele s-a gripat. Astăzi, cu mențiunea că emisiunea am înregistrat-o cu o zi înainte, noi o difuzăm joi la ora 13, cum avem de obicei întâlnirea cu deputatul Bogdan Gheorghiu, a fost miercuri la orele prânzului, la ora 14. Joi, dacă tot vorbim de joi la ora 16, va avea loc deschiderea evenimentului Monica Lovinescu, eveniment desfășurat de Institutul pentru Cercetarea Crimelor Comunismului și unde sunt și eu invitat, va veni și domnul Adrian Cioroianu, va veni și domnul Emil Hurezeanu și multe alte personalități. E un eveniment la care suntem parteneri media. Da, și va fi pe o perioadă, din ce știu, de 3 sau 4 zile, se va întinde pe parcursul întregului weekend. Eveniment la care vă invităm să participați. Domnule Gheorghiu, vă mulțumesc mult pentru prezența în emisiune. Iar dumneavoastră, stimați telespectatori, ascultători și telespectatori. Și telespectatori, da, corect. Vă mulțumim pentru atenția acordată. Până la momentul întâlnirii, toate cele bune, tot ceea ce vă doriți să vi se îndeplinească. Față în față cu Marius Cocoș.